Bună, fetelor! Astăzi vreau să vă prezint un haul, după cum vedeți și din titlu. Ca un disclaimer, vreau să vă spun că câteva din produsele de ce vi le prezint aici, poate că le-ați mai văzut și într-un alt clip pe care urmează să-l postez, însă nu toate fetele îmi urmăriți clipurile cu unboxing-urile și nu toate fetele îmi urmăriți clipurile cu produse pentru curățenie. Și am filmat un clip cu produse pentru curățenie, acolo am inclus și câteva din produsele de aici, dar îmi cer scuze pentru atunci și acelea o să le pun mai la final. În primul rând, de la Farmacia Naturistă, mi-am cumpărat, de fapt am primit acest săpun de toaletă cu sulf de la Ortos. L-am folosit de câteva ori, așa arată. Este un săpun foarte bun, spune că luptă foarte bine cu mătreața și seborea. Eu îl folosesc pentru acnee și l-am folosit de 3 sau 4 zile dimineața și seara și deja se văd rezultate și eu vi-l recomand cu mare drag. De la Miracolul Plantelor, în ultimul clip, poate înainte, cu produse terminate, am arătat că am terminat acest ulei de cocos de la Trend David. Costă doar 9 sau 10 lei și m-am decis că este foarte bine să-l am în casă, chiar dacă nu o să-l folosesc pentru păr sau corp, cel puțin pentru rinită alergică o să îl folosesc, are multiple beneficii. Și în plus, expiră pe 14 noiembrie 2017, deci până atunci am tot timpul să îl folosesc și eu vă recomand uleiul de cocos, nu neapărat de la această firmă, dar uleiul de cocos în general, pentru că mie îmi place tare mult. Și am mai plasat și o comandă la Ladies și să vă arăt ce mi-am luat de la ei, care nu are legătură cu make-up-ul, dar am zis să vă arăt. Mi-am comandat această chestie cu chestii cu forme. A fost doar 10 lei, nu știu cât o să fie de bune. Am zis că poate o să fac, că nu o să mai fac torturi și prăjituri, să le decorez și eu frumos. Am mai primit de la ei că am plasat o comandă mai mare și acest gel de duș de la Victoria Beauty. Este cu cocos, sunt tare curioasă cum va fi, îmi place și modul de dozare și sunt tare curioasă să-l încerc. Mi-am comandat și această aconiță tip broșă, am zis că o să arate tare bine la haine mai office. Mi-am mai comandat și această mască cu usturoi pentru toate tipurile de păr de la Family. A fost în jur de 29 de lei, dar are o cantitate destul de mare, cât să fie 500 de mililitri. Deci 29 de lei, 500 de mililitri, spune că previne și tratează căderea părului. Sunt tare curioasă de ea. Știu că puteam să-mi fac o mască naturală, dar până îmi fac eu o mască naturală. Și ultimul produs sunt aceste testere de parfum pe care le-am primit de la ei. Sunt mai multe parfumuri. Au niște parfumuri super ieftine care dă să imite brandurile mari. Până acum eu nu am folosit parfumuri de la ei pentru că nu m-au testat. Am mai avut testări din acestea și nu m-au impresionat încă niciunul, dar multe produse de machiaj sunt tare, tare bune. Le iau total random și am trecut și pe la Stradivarius și pentru că aveam nevoie mi-a luat Adi acest rucsăcel, așa arată, este negru și am căutat tare mult în ultimele zile pe diferite site-uri și mi s-au părut destul de scumpe, nu înțelegeam de ce sunt atât de scumpe și am văzut multe care scriau că sunt copii după Moschino, Guess și așa mai departe și dar erau dublu cât ăsta și ăsta a fost 90 de lei, nu mă interesează ce scrie pe el, mă interesează produsul în sine și așa arată în interior și mai are încă un buzunar cu acest ciucuraș și mie îmi place tare mult, e practic, îl pun pe spate și am terminat, mă duc la drum unde am treabă așa
și de pe Brâncoveanu, pentru că Brâncoveanu înseamnă bazar la noi. Din bazar am prins la doar 30 de lei să fie. Firma Pop Seven. Nu e nicio firmă, Dana. Nu știu cum să vi arăt. Sunt acești blugi super rupți. Așa arată. Sunt super, super rupți. Dar la vară o să vină super, super fain să am boyfriend din aia. Bine, în talie mai trebuie să mai facem câte o chestie. Chiar dacă este mărimea, sunt denim. Ce mărime sunt ăștia? S. Da, normal, sunt mari. Denim. Dar avea mărimea S și au fost vreo 30 de lei pentru că erau la ofertă lichidau stocul din gama asta și am zis cum să-i pierd. Nu se poate. Și o chestie care mi-am cumpărat-o mai de mult din Jumbo, dar am uitat să vă arăt, este acest odorizant pentru scrumieră. Este doar 2 lei. Acesta este cu miros de bumbac. Îl pui în scrumieră și apoi când scrumiezi nu mai miroase așa de tare. Noi nu suntem fumători, dar când mai avem un musafir, să nu fie atât de deranjant pentru noi și sunt doar 2 lei. O să mai cumpăr din astea când o să mai am nevoie. Și poate nu v-am arătat, mi-am cumpărat, v-am spus că poate nu toate fetele mă urmăresc unboxing-urile, mi-am cumpărat și această Tangle Teaser de la Avon. Așa arată. Și vreau să vă spun că este cea mai bună perie pentru păr pe care am încercat-o până în acest moment. Nu rupe din păr, nu te trage, cât ar fi părul de încurcat, nu îl agresează absolut deloc și eu zic că merită din plin cei 50-60 de lei cât a fost. Bine, eu având reducere, normal, nu am dat chiar atât pe ea, dar am dat vreo 50, să zic, pentru că am 15% la aceste produse. Și am fost și în Marionnaud, unde mi-am luat un singur produs și în Marionnaud am dat de cea mai tare vânzătoare beauty advisor, cred că era și managerul magazinului, da, era managerul magazinului Ever în Iulius Mall. Deci atât a fost de drăguță femeia aia cu mine și atâtea sfaturi și atâtea m-a povestit, i-am spus vreau un corector care să aibă acoperire mare, dar aș vrea să mă acopăr și ciarcănele, dar și coșurile. Și atât de bine m-a consiliat și mi-a spus ce să folosesc pentru coșuri, cum să încerc, cum să fac, cum să... Nu, mi-a spus, hai să te dau, hai să încerci. Și am spus, dar nu vreau unul scump. Și nu a fost genul de vânzătoare care... Chiar evita Marionaud, nu a fost genul de vânzătoare care să se uite urât la mine când i-am spus că nu vreau unul scump, vreau unul mai ieftin. Deci a fost super și atunci mi-a recomandat acesta de la The Balm, mi-a spus că îmi plac produsele The Balm, este Time Balm, a fost 51 de lei, deci eu zic că e un preț accesibil, nu e puțin, dar nici foarte mult nu este, așa este, eu îl am în nuanța Moyen Clair, Mid Medium, Moyen Clair, că nu stau foarte bine cu franceza și ăsta o să mă ajungă. Da, normal mi-a picat. Așa, revenind, așa arată și cam așa este. Suăciuit, așa arată și mie îmi place tare mult, acoperă foarte bine și îmi place cum se vede. În acel moment nici nu eram dată cu un fond de ten și m-a dat așa, m-a dat ea și mi-a explicat, uite așa la plici și așa arată mai bine. Și uite nuanța asta, hai că-ți recomand asta, hai că-ți recomand asta, hai că mi-a spus să-ți recomand asta, dar hai să-ți arăt cum se dă, dar hai să încerci și asta, hai să vezi care este. Da, normal, vrea să-și vândă produsul, dar a fost atât de drăguță și mi-a spus, nu vrei să vă dau și cu puțin plaj, nu? Zic, nu, doar corector, caut. Și faptul că a vorbit frumos cu mine și că eu i-am cerut un produs ieftin într-un magazin high-end, mi-a plăcut tare mult. Și mi-a dat și această mostră de la Alien, de la Terry Mugler. Dar unde e mostra? A, aici. Aici. El a mirosit, nu m-a dat pe spate. Știți că eu nu sunt cu parfumurile. Și pentru că am folosit cardul, mi-a dat și acest cupon. Mă rog, tare drăguț a fost cu mine. Am stat cu ea de vorbă o grămadă. Mi-a spus tot felul de tips and tricks-uri. Și din Sensiblu, normal, mi-am luat Batist.
din nou la ofertă. Am mai luat și această cremă unguent de gălbenele, pentru că e bine să-l ai în casă, și o cremă de mâini cu, de la Herbal Sofi. Mi-a recomandat vreo cremă de mâini cu 50 de lei și am zis, hello, e prea scumpă, și mi-a dat asta cu 12 lei. Care e destul de ok și trebuie folosit foarte puțin din ea pentru că hidratează, este de la Herbal Sofi, cum am spus. Și din Kendra mi-am cumpărat acest fond de ten de la Astor, din nou o vânzătoare super, super drăguță, a fost la 45 de lei și eu am dat pe el vreo 35. Și chiar mă miram tare, tare, foarte tare, pentru că eu am acela de la pupă, dar nu-l mai folosesc pentru că acum e prea deschis pentru mine. Și ăsta e nuanța 200 Nude. Deci am avut foarte frumoase experiențe în magazine și eu vi-l recomand. Este acesta Skin Match Protect Foundation 24 de ore antioxidant SPF 18. E un fund de ten tare bun, îl port și acum și de când l-am cumpărat doar pe el, îl port și l-am cumpărat de destul de mult timp. Adi mi-a mai luat și acest mascara de la Dior, așa arată. L-am folosit de câteva ori, nu m-a impresionat în mod special, are o periuță tare interesantă. Nu mi se pare că dă cine știe ce volum, dar nu l-am folosit de atât de multe ori încât să-mi spun o părere finală despre el, așa că nu vreau să mă pronunț, să-mi sară lumea în cap, dar momentan nu mai spun nimic. Și am și acest ruj în ediție limitată de la MAC, Wonder Woman. Este nuanța asta 04. Ăsta mi-a plăcut tare mult, așa arată. E o nuanță tare drăguță. Se potrivește foarte bine cu nuanța pielii mele și e un ruj foarte rezistent. M-am dat dimineața și chiar pe timpul zilei mâncasem și când am ajuns acasă, la ora 6-7 seara, încă se observa ceva și mi se pare tare bun. Și mai am ăsta de la YSL, nuanța 4, ruj pur, lipstick, nu știu ce, nu mă pricep eu la astea. Și așa arată. Ăsta nu mi se pare așa de rezistent, tot așa am mâncat și mi se pare că s-a luat când am mâncat ăsta. Dar e hidratant, aia mă interesează și ăsta nu prea, parcă nu prea se potrivește așa bine cu nuanța pielii mele. Și am mai cumpărat din Auchan acest mascara de la Rimmel London, Scandalized Real Red. Ăsta l-am de ceva mai mult timp. L-am cumpărat de mai mult timp și nu știu ce se întâmplă. Dă un volum foarte fain genelor. Dar mă ustură ochii de la el. De fiecare dată când îl aplic, tind să lăcrimez. Și nu mi se întâmplă asta. Eu înțeleg că sunt purtătoare de ochelari. Dar de fiecare dată când îl utilizez, mă ustură ochii și nu știu, sper să-l termin cât mai repede. Pentru că de aruncat chiar nu vreau să-l arunc. Mai ales că are 12 luni de la deschidere, ceea ce pentru un rimel mi se pare extraordinar de mult, având în vedere că majoritatea au 3 luni. Tot din Auchan mi-am cumpărat acest antiperspirant gel, că m-am pierdut, de la Lady's Peak Stick. Ăsta poate vi l-am mai arătat și în alt clip. Mi-am luat și acest ulei pentru masaj de la Elmi Blunt. Energizant. O mască pentru păr de la Kalos Hair Protox, nu știu ce. E la un litru și a fost tare ieftină și normal, de ce să nu am una în casă? Dar trebuie să țineți cont că eu nu am păr vopsit. De la Oriflame am luat și acest balsam de buze, cutiuță de la Tender Care. Nu mai aveam nici o cutiuță în casă și din aceasta, nici de la Von, nici de la Oriflame, și atunci am plasat o comandă la Oriflame și zic, hai să-mi iau și unul din ăsta că trebuie. Mi-am luat și o lufă de baie, pentru că trebuie să o înlocuiesc pe cea pe care o am. În variantă travel i-am luat la Adi acest gel de la Nivea, Gel Shave, are 30 de mililitri, pentru că în bagaj intră mai bine asta.
Și mi-am luat această pudră de la Slavital. Este o pudră de argilă, da, v-am mai arătat-o și în clipul acela cu produse pentru curățenie, dar am folosit-o aseară cu apă și e atât de faină și așa fain se simte, e tare, tare bună pentru prima utilizare. Acum, nu știu, usucă coșurile. Eu pentru asta am folosit-o. Mi-am mai luat și o pereche de șosete, de fapt sunt două perechi de șosete din acestea de la Mia și încă o pereche din acestea lungi, pentru că eu tot timpul îi rup. Da, mi-au din ăștia foarte ieftin, dar oricum, că mi-au ieftin, că mi-au mai scump, tot se rup, așa că n-are rost să dau și 15-20 de lei pe ei ca să-i rup o dată, așa mai bine dau 2 lei și nu-mi pare rău că i-am purtat o dată. Și am fost și în Daiman și mi-am luat o pereche de tenis. Și tenisii nu i-am aici, că i-am purtat. Așa arată tenisii. Am dat doar 60 de lei pe ei și ca să fiu rea, dacă vreți să vedeți cum arată în picior, treceți pe contul meu de Instagram. Fetelor, v-am pupat și ne revedem cu un alt clip. Pa, pa!